mulți au trecut printr-o relație soacră-noră. Prin urmare, nu dau vina deloc și nu încerc să o rezolv. De ce mamele soților se comportă ca fiind sfinte? Mai bine o să-mi spun povestea și voi o să trageți concluzii pe cât posibil. Ne-am căsătorit în secret, pentru că doamna Svelana era împotriva unei nurori ca mine. De ce ca mine? Ea a văzut în mine tot întunericul pe care și-l poate imagina. Sunt o desfrânată și o murdară și o risipitoare. În general, totul este așa cum ar trebui să fie de către astfel de femei care se consideră în dreptul de a intra în viața fiului ei și să-l deranjeze. Ceva de genul i-a născut, a crescut, a educat și a dat studii. L-a născut, da, l-a crescut corect, l-a educat incontestabil, dar Vlad și-a primit studiile el însuși, fără ajutorul nimănui. A intrat la buget, a primit bursă. Iar seara și chiar noaptea lucra cu jumătate de normă pentru a nu depinde de părinți. L-am cunoscut în anul al patrulea de curs. După absolvire, am decis să ne căsătorim. Vai, ce a fost, ce a fost! Doamna Svelana a declarat din prag că nu eram un cuplu pentru el. Și, în general, fiul ei iubit trebuie mai întâi să devină mai puternic, să deschidă o afacere și abia apoi să se gândească la femei. Scuzați, Vlad are 21 de ani, putem împreună să ne deschidem propria afacere ajutându-ne unul pe altul. Atunci va fi și mai rapid. Atunci, când mama lui a aflat că noi, totuși, ne-am înscris. A spus că ar trebui să locuim la ea. Am fost foarte surprinsă de ordinul ei, care a fost dat cu anumite condiții. Dacă Vlad nu este de acord, înseamnă că îl pun eu împotriva mamei lui. Dacă eu nu sunt de acord, atunci există o singură concluzie. Încerc să-l distanțez pe Vlad iarăși de mama lui. Așa că gândește-te ce să faci pentru a nu fi între acele două focuri. Mi-am strâns lucrurile și ne-am mutat în apartamentul soacrei. Din prima zi a început să mă urmărească și să-i transmită lui Vlad fiecare pas. Ieri a cheltuit mulți bani la magazin. I-am văzut ce cul și unele lucruri dintre acestea nu le găsesc în casa mea. Pentru cine le-a cumpărat ea? În curând e ziua de naștere a soacrei. A răspuns Vlad mânuind cu furculița în timpul cinei. Vai, două rochi și un candelabru, nu e prea mult. Ia ce, toată viața nu a fost capabilă să strângă nimic. De ce te-ai căsătorit cu o săracă? Pentru a o întreține. Tu doar câștigi mai mult decât ea. Spuse soacra. Doar e bine când soțul câștigă mai mult. Dar eu cu Olga avem o mică diferență de salariu. Care e diferența? Nu pe a ei, dar a cheltuit din ai tăi. Lasă să se angajeze la al doilea loc de muncă și să-i cumpere mamei sale ce-i trece prin cap. Și nu-i mai da banii tăi, mai bine dă -mi mie. Ei I veoi păstra iar când vei divorța, o să ți -i dau înapoi. Ca să ai cu ce-ți cumpăra un apartament. Noi și așa o să procuram împreună. Nu trebuie împreună, fiule ea va putea apoi pretinde la împărțirea proprietății. Mamă, când apoi? Nu am de gând să divorțez. După aceea, soaca a început să-i spună despre apelurile de seară ale colegilor mei. Ei dădeau întrebări despre clienți, iar eu le răspundeam. Am dat răspunsuri și am vorbit la telefon în camera mea. Odată ieșisem, dar doamna Svelana stătea sub ușă. Nu a reușit să fugă când m-a văzut, s-a prefăcut că trecea pe alături. Da, camera noastră este în colț și unde să treacă ea pe acolo. Câteva luni mai târziu, a început să umble în poșeta mea și în buzunarele hainei și jachetei mele. Și cumva a găsit țigări și a făcut scandal. E inacceptabil ca femeile din familia mea să fumeze. A țipat ea adunându-i pe toți la bucătărie. Vlad ea degradează, mai jos nu nu are unde. Eu să fost în locul tău, o dădeam afară. Nici măcar soțul meu nu fumează. Nu fumează. Fumează și încă cum. Se ascunde la balcon când ea nu este sau fumează în afara casei. La serviciu, de exemplu. Mestecă gumă de mentă, ia apă de colonie cu el și mirosul parcă nici nu a fost. Apoi am închis acest subiect că Vlad a intervenit. Vai, a nebunit soacra că au auzit până și vecinii. În aceeași seară i-am propus lui Vlad să ne mutăm. Este imposibil să trăiești când te controlează. Se bagă în buzunare și te fac de rușine în fața tuturor din cauza unor țicări. Soțul a refuzat. A spus că trebuie să economisim bani și apoi ne vom muta în propriul nostru apartament mă întrebați de ce nu am stat la mama mea. Ea mai are trei copii. Fratele are 17 ani, iar surorile gemene au câte zece ani. Nu este loc pentru noi. Dar nu suntem supărați. De ce să ne rușinăm când avem atât de multe opțiuni? Dar Vlad a respins toate variantele și a cerut să avem răbdare încă puțin. Adevărat că în primul an am cheltuit banii acumulați pentru o vacanță. Ne-am hotărât să ne relaxăm pe malul mării calde. Apoi cu noi forțe să economisim pentru locuința noastră. Vai cât de enervată era soacra când a aflat că noi mergem în Turcia. Eu nu am călătorit nicăieri în viața mea. Ei bine, locuiți în apartamentul altcuiva, așa că puteți cheltui și bani la propria mamă nu te-ai gândit. Nu ți este rușine. Din cauza acestei risipitoare, vei rămâne la fel de sărac ca familia ei. Se produc, dar nu se pot frăni. Nu e adevărat. Atât mama, cât și tatăl meu lucrează. Serciu este deja adult și lucrează și el era indignată și am intervenit pentru familia mea. Despre asta vorbesc chinuiți băiatul, dar el trebuie să studieze. Nu am continuat să ascult prostiile acestei femei și am plecat la magazin pentru un costum de baie nou. Vacanța a fost cu siguranță de succes. Dacă nu erau apelurile constante ale soacrei. A sunat chiar și noaptea pentru a se asigura că fiul ei nu stă într-un club de noapte și bea alcool. Și apropo, după spusele ei, ei îl târăsc acolo și îl învăț să bea. Este un lucru uimitor, dar ambii nu servim alcool. Iată că nu servim și asta e tot. Nu avem nevoie de asta pentru a ne simți fericiți. Vlad nu putea să nu răspundă la apelurile mamei. Pentru că era obișnuit cu apelurile constante ale mamei lui. El când vedea pe ecran cuvântul mamă, mâna lui automat apuca telefonul. Bineînțeles că n-am spus nimic. Pentru că comunicarea excesivă între mama și fiu s-a dezvoltat cu mult înaintea mea. Dar nici nu este treaba mea să intervin între ei. Când Vlad va mai crește, poate că comunicarea se va schimba. Când ne-am întors, doamna Svelana i-a recomandat insistent lui Vlad să-i facă un cadou de anul nou. Un bilet în Turcia. Pensiune completă și pe două săptămâni. Dar cât costă această bucurie, pe ea nu o interesa. Cadoul a fost făcut cu ajutorul unui credit. Vlad și-a asumat pe el toate asta fără să mă întrebe pe mine. Socrul nu mergea nicăieri. Așa că s-a cumpărat doar un bilet. A plecat să-și petreacă mama la avion. Vai, am uitat să clarific că am mers cu autostopul la mare, iar soacra mea a insistat să zboare sub cupola cerească. Sincer, atunci îmi doream să nu mai zboare. Ei bine, mental, ea m-a enervat până la ficat. După o vacanță în Antalya, femeia s-a întors o persoană complet diferită, temporar. Dar la început a fost veselă și mulțumită. Chiar odată a spus că suntem prietene cu ea ce a fost dintr-o dată. Mai departe va fi și mai interesant. Așezați-vă comod și ascultați. După aproximativ două luni, ea a început să sară la soțul ei. Chiar l-a lovit de mai multe ori. De la care am fost inimaginabil de șocată. Iar motivul scandalului a fost banal. Soacra a vrut din nou să meargă în Turcia și să se întindă pe șezlong. De data aceasta s-a vărât la soțul ei convingându-le să cumpere bilet, dar el a refuzat. Așa că a primit câteva palme în față. Apropo, am uitat să spun că atunci avea 42 de ani. Nu arăta de vârsta ei din cauza supraponderală. Deși în compania mea lucrează o femeie de vârsta ei, care nu-i dai mai mult de 35 de ani. Ei bine, acestea sunt versuri, voi continua. La urma urmei, ea a reușit să scoată bani de la Vlad. Și să-l facă să cumpere același bilet ca pentru anul nou. Nu știu cum, dar Vlad a fost reaprobat pentru un împrumut. Ea a mers la același hotel și cu aceleași condiții, doar că pentru o lună. Când s-a întors, s-a întâmplat ceva ce nici nu mi-am putut imagina. A sosit mai devreme, cu lacrimi în ochi, s-a repezit la soțul ei să-și ceară iertare. Doamna Svelana noastră s-a dovedit a fi însărcinată. În noaptea de Revelion, a cunoscut un bărbat în Turcia și acolo s-a produs o iubire la ei. Acolo, după cum s-a dovedit, el a venit la ea și s-a întâlnit din nou, primăvara. Iar vara a plecat la el, dar a dat peste soția lui care a tras-o de păr pe Svelana și a avertizat-o să-i lase soțul în pace. Și iată că au trecut mai mulți ani. Socrul a divorțat de ea, a dat-o afară din casă. Noi am închiriat un apartament, apoi l-am cumpărat pe al nostru. Iar soacra mea locuiește cu mama ei. Nu a dat naștere copilului, a întrerupt sarcina. Odată a venit la Vlad și a cerut să locuiască în apartamentul nostru. Dar nu i-am permis acestei femei să ne strice din nou viața. Mai mult, i-am acuzat odată de trădare, ceea ce nici măcar nu a fost vreodată.